Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 10 decembrie. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel răbdător decât cel îngânfat. Eclesiastul 7:8. A trecut deja mult timp de când în satul nostru s-a petrecut această întâmplare, dar ea vorbește și astăzi inimilor și conștiințelor noastre. Un fierar l-a angajat pe tânărul Wilhelm cu funcția de calfă. Afacerea mergea bine, iar maestrul câștiga bani frumoși. Wilhelm își cunoștea meseria, iar maestrul său era foarte mulțumit de el și lui Wilhelm îi plăcea noul său mediu de lucru. Numai că duminica trebuia să lucreze ca în zilele lucrătoare ale săptămânii, căci maestrul nu voia să audă nimic de mersul la biserică sau de alte propuneri asemănătoare. Pretindea că munca să nu sufere nicio întrerupere. După ce Wilhelm a lucrat 3 duminici la rând, s-a dus într-o zi la locuința maestrului și a spus: "Domnule maestru, eu nu mai pot rezista mult timp fără cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trebuie să lucrez în fiecare duminică, sunt în celelalte zile doar un om pe jumătate. Vă rog să-mi dați duminica liber." "Nu merge. În special acum nu, când trebuie să-i supraveghezi pe ceilalți. Dacă tu primești liber și ceilalți vor vrea să aibă liber, iar fierăria va fi goală," a răspuns maestrul. "Știți prea bine că nu sunt leneș, dar nu pot trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr trebuie să lucrez în continuare și duminica, sunt nevoit să-mi dau demisia." Maestrul a vrut să-i dea lucrătorului său un răspuns batjocoritor, dar când s-a uitat în ochii sinceri ai acestuia, a spus: "Din partea mea, du-te la biserică. Dar dacă va fi ceva urgent de lucru, care trebuie terminat în aceea zi, contez pe tine și duminica." Duminica următoare nu a fost în sat nimeni așa de fericit ca Wilhelm. Dar în sâmbăta cealaltă i s-a spus: "Wilhelm, mâine am nevoie de tine, auzi?" Și Wilhelm a trebuit să lucreze. Când i s-a plătit salariul la sfârșit de săptămână, Wilhelm a primit 42 de euro, dar el a dat înapoi 6 euro și a spus: "Nu, domnule maestru, conform înțelegerii, eu primesc pe zi 6 euro. Sunt 6 zile lucrătoare. Dacă lucrez duminica, fac acest lucru numai pentru că ați pretins, dar plată nu primesc pentru aceasta." Mirat, fierarul s-a uitat la el lung și nedumerit. S-a întors și apoi a plecat. În următoarea zi, i s-a adresat tânărului: "Wilhelm, de acum fierăria rămâne închisă duminică și de-ar fi multă treabă, iar salariul tău pe săptămână rămâne 42 de euro. Din acel ceas, nu s-a mai auzit ciocanul în fierărie în ziua Domnului, iar maestrul nu a avut nicio pierdere." Ce frumos este să știm să prețuim zilele cu Dumnezeu. Amin.